Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Adevărul Tulburătoare. Ne aflăm aici la hotelul Ambiance, mulțumită generozității gazdelor, împreună cu domnul profesor universitar doctor Sabin Adrian Luca, directorul muzeului Bruckenthal din Sibiu. Bună seara! Bună seara! Și împreună cu dumnealui, care este unul dintre cei mai importanți arheologi români ai momentului și nu exagerez când spun acest lucru, domnia sa are aproape 50 de cărți publicate, cărți de știință, cărți de arheologie, de promovare a istoriei de pe aceste meleaguri și pentru noi și pentru dumneavoastră, telespectatorii noștri, este foarte interesant să știți și de aici vom porni discuția că domnul profesor Sabin Adrian Luca este un arheolog care cercetează de ani buni la Tărtăria, locul unde s-au descoperit celebrele tăblițe, dar cercetează în același timp și la Turdaș, unde s-a descoperit un oraș neolitic vechi de peste 7000 de ani, foarte mare, cu niște caracteristici absolut speciale pe care o să ni le prezinte domnul profesor. Pentru început, să mergem la Tărtăria, mai ales că șantierul dumneavoastră funcționează de an bun și chiar în momentul acesta există arheologii dumneavoastră acolo pe șantier. Și să ne spuneți câte ceva și despre descoperitorul tăbliților de la Tărtăria, profesorul și arheologul Vlasa, pe care l-ați avut aproape câțiva ani. Da. Acum, întrebarea este lungă, răspunsul sper să fie mai punctual ca să nu epuizăm timpul în mod, să zicem, nefericit. Da, echipele mele, eu în fine ca responsabil de șantier, lucrăm în mod direct din 2010 la Tărtăria. Față de generațiile anterioare, noi am schimbat sistemul de cercetare în sensul că am deschis o succesiune de 11 suprafețe în care vom înainta cam, și cred că le vom epuiza cam în 15 ani de cercetare pentru a afla odată pentru totdeauna care este stratigrafia reală a sitului, da, pe o suprafață satisfăcătoare, pentru că până acum s-a săpat cu metode ale epocilor anterioare, cu secțiuni, cu casete de mici dimensiuni și atunci, într-un astfel de sit de mare dimensiune, stratigrafia la Tărtăria are în anumite locuri aproape 5 metri de depuneri. Deci e clar că sunt zeci de culturi, părți de civilizații care evoluează și au niveluri de arhitectură și au, în fine, eu știu, resturile existenței lor acolo. Și tocmai de aceea este complicată stratigrafia de aici, pentru că și durează foarte mult, ca epoci istorice, sunt foarte multe epoci, tot neoliticul, de exemplu, și neoliticul tot are peste 2000 de ani și avem resturi din diverse perioade în stratigrafia de la Tărtăria. Dar revenind la regretatul profesor Nicolae Vlasa și marele om de știință care a fost Nicolae Vlasa, eu am avut șansa și ca student și mai apoi. Din păcate n-am avut prea multă șansă mai apoi pentru că am murit la un an, doi după ce am terminat eu facultatea și n-am mai putut colabora. Dar ca student am fost pe șantierele domniei sale pentru că avea nevoie fiind de ajutor, de tineri, el, boala lui mocnea în el și nu prea știa el despre ce e vorba, dar e clar că avea nevoie de ajutoare și mai lua câte un student, ca să îl sprijine în cercetarea propriu-zisă. Cum și eu astăzi am echipele de studenți și de arheologi și așa, care se formează metru cu metru în cercetarea directă arheologică. Acum, că e vorba de, ați spus, de tăblițe. E o întreagă poveste aici. Mai ales că aici vreau să subliniez că există și opinia lansată chiar de unii arheologi sau istorici cum că aceste tăblițe ar fi niște falsuri și că arheologul Vlasa s-ar face responsabil de manipularea istoriei și așa mai departe. Care este adevărul? Adevărul știe Dumnezeu. Problema este alta. Problema este că
de obicei arheologii nu manipulează istoria. Pentru că dacă ar manipula-o, să știți că multe din lucrurile care mi se par nouă corecte ar fi false. Și sincer vă spun, profesorii mei, cel puțin, între care a fost și Nicolae Vlasa, nici într-un caz nu se ocupau cu așa ceva, fiind intelectual de rasă. Așa i-am văzut eu, cel puțin. Apoi mai e o problemă. Se pare, conform informațiilor care au ajuns în spațiul public, că dintr-o eroare, sau n-am înțeles de ce, acele tăblițe au fost arse pentru a se conserva, pentru a se deteriora, înainte de a fi datate. Păi nici nu au fost datate. Deci nu au fost datate direct. Nu. Știm că există o datare indirectă făcută de arheologul, de italianul Marco Merlini, care a luat rămășițe osoase. Acolo e vorba de mormânt de femeie, care era în zonă, dar conexiunea cu tăblițele nu e foarte directă, dar în fine, stratigrafic poate să fie mormântul în timpul tăblițelor, dar deocamdată ce pot eu să vă spun este că ele, într-adevăr, tăblițele sunt așa puțin ciudate ca și compoziție, ca și, adică sunt complicate, transmit niște cunoștințe, dar nu alfabetar. Deci nu este o scriere. Ce este simbolul un, care... E un mod, este o scriere sacră, dacă vreți, adică un mod de a împărtăși niște lucruri care pentru societatea aceea reprezentau ceva, dar pentru societatea noastră nu prea mai reprezintă același lucru. Din câte țin aminte, profesorul Lazarovici lansa ipoteza că ar putea să fie chiar un calendar lunar, cel puțin o secțiune, sau în orice caz sunt simboluri astronomice. Sigur. Acum, dacă am fi trăit în vremea, sigur că noi am ști mult mai multe. Ce pot eu să vă spun este că și eu, acum 2 sau 3 ani, am descoperit o astfel de tăbliță, este publicată. Simboluri asemănătoare? Cu simboluri. Simbolurile nu pot fi asemănătoare cât timp nu este scriere. Da. Da? Dar cu simboluri. Eu am spus tăblița secretă pentru că simbolurile sunt foarte fin redate și pe față și pe spate de data asta, nu numai pe față, sau în fine, pe față, nu numai pe o parte, ca la cele trei de la aregătatul profesor Vlasa. Și am martor că am găsit-o în pământ, nu am ars-o sau ce am mai făcut pe acolo. Și care este vârsta acestei tăblițe? Vârsta tăbliței este sigur undeva, și acum închid ochii că mă gândesc așa, cam unde ar fi, e undeva la în jurul 5700 BP calibrat by prism și BC ar fi sub 5000. Adică asta întreba pentru publicul larg, aproximativ 7000 de ani pe acolo. Nu, 5000 BC. Pentru... 5000 BC, da, că da. 7000 de ani către... vechime, nu mai considerăm înainte ele către... noastre. După... Da. Așa, ani întregi, da. Dar eu v-am mai spus și în discuția privată dinainte că datele carbon sunt de fapt rezultatul unor convenții. Nu e nimic sigur, absolut, matematic, ce legate de anumite procese fizico-chimice care se întâmplă în natură, asimilarea acestui tip de carbon, în fine, în timpul vieții, e mai complicat. Ori teoriile acestea științifice ne ajută, pentru că noi ne bazăm pe cronologia relativă în principal, adică noi cunoaștem foarte bine, de exemplu, ceramica și făcând comparațiile între tipurile de ceramică din zona asta Europei, dar și din Orient, nu vedem cum suntem legați. Dar anii sunt, în fine, la rândul lor niște fluctuații. Acum sunt sisteme foarte mari cronologice create și noi la Sibiu am adunat datele pentru o zonă a Europei și e bine să putem controla cronologia relativă cu aceste nuclee de cronologie absolută ca să vedem dacă se potrivesc. Dar cu anii absoluți, să spunem, e mai complicat un pic. Da.
Acum 2 ani am fost prin Bucovina, făceam un film documentar și împreună cu un astronom din Suceava am vizitat o serie de sate din Bucovina unde am descoperit niște lucruri foarte interesante. Acolo există sute de case care au pictate pe ele, pe pereți, pe porți, simboluri străvechi. Am stat de vorbă cu țăranii, nu le mai cunosc semnificația. Ei spun că sunt din strămoși, așa se fac de când știu ei și că ele au păstrat tradiția respectivă. Ceea ce mi este însă foarte interesant este că există foarte multe simboluri solare. Iar unul dintre simbolurile care se găsesc pe tăbliță, pe una dintre tăbliță la Tărtăria, acest simbol, cu triunghiul, cu semiluna și cu cele 3 raze, se găsește acest simbol în forme foarte apropiate, aproape identice în anumite cazuri, sau variații ale acestuia pe sute de case din Bucovina. Sigur că nu există nicio dovadă așa științifică certă că ar fi vreo legătură între tăblițele sau simbolele tăblițelor de la Tărtăria și aceste simboluri. Dar este frapantă asemănarea și faptul că aceste simboluri aplicate pe casele din Bucovina aparțin unei tradiții străvechi, ancestrale, ale cărui semnificații oamenii nu le înțeleg, dar le reproduc pentru că așa vine din moși strămoși. Din perspectiva dumneavoastră, ar putea să fie o legătură, este doar o coincidență faptul că un simbol, care nu este simplu, este un simbol destul de complex. No, trebuie să înțelegem că omul în orice epocă este extrem de sintetic în momentul în care vrea să comunice direct niște informații foarte clare. Și ăsta e simbolul. Dacă dumneavoastră ați întoarce acest simbol, veți vedea că e o casă. Și nu mai e soare cu... Deci cum să vă spun? Dar el apare exact cu razele în sus. Și cu razele în jos și cu razele în sus. Deci... Dar sunt asociate cu luna în diverse faze, simbolul lunii, cu simbolul soarelui. Deci este într-o galerie de simboluri solare și asta arată, s-au asociat. Adică apare în anumite cazuri un cerc cu parțial, cu o secțiune de lună. Sunt ce pot să vă spun este că încă noi nu cunoaștem trecutul istoric în întreaga sa evoluție calitativă și cantitativă într-o măsură atât de corespunzătoare încât să începem să umblăm la acest tip de simbolism. Noi deocamdată trebuie să vedem arhitectura, trebuie să vedem modul de hrănire, trebuie să vedem rituri și ritualuri de mormântare, trebuie să vedem cum se roagă și cui, trebuie, pentru că ăsta este stadiul. Cândva, poate că se vor putea, în fine, judeca cu pertinență și aceste tipologii, doar că vă atrag atenția că vedeți că într-o generație se uită anumite lucruri. Da? Și apoi în mii de generații. Totuși, dacă ne gândim la simbolul svasticii, pe care îl găsim și în cultura Turda-Svincea, îl găsim și pe ceramica... Svastica o găsiți, dragul și meu, în multe alte culturi, coleg sigur că da. Din Paleolitic, se găsește da. Până astăzi. Da, da. Și svastica este un simbol general de bun venit sau anasvastica, deci cercul invers, da, este un simbol puțin mai amenințător. Dar un lucru comun pentru toate civilizațiile din lume, pentru că îl găsești din... Da, dar ele se păstă, adică pe teritoriul României... Și ce concluzii putem trage din punct de vedere cultural când civilizații diverse pe mii de ani au același simbol? Da, sigur. Așa că, și... haideți să, în fine, să vedem de tăblițele lui Vrasa, dacă sau eu știu, de alte lucruri. Care sunt descoperirile cele mai interesante făcute la Tărtăria? Pentru că lumea știe doar de aceste tăblițe. Iată, aflăm că mai există o tăbliță așa numită secretă cu alte simboluri. Deci descoperirile, de exemplu, astăzi e foarte la modă lansarea ideilor științifice pe site-uri de cercetare, cum este, de exemplu, academia.edu, care 53 sau 54 de milioane de oameni din lumea asta accesează pe partea științifică, vă invit să vedeți. Deci e foarte greu. Nu poți povesti așa într-un dialog de acest fel despre milioanele de piese descoperite. A apărut cartea Tărtăria Rediviva,
i-am dat titlul, ea apărută, se poate și cumpăra dacă se dorește, pentru că eu consider că prin modul în care lucrăm noi renaștem, cum să vă spun, renaște, eu știu, locul acestui sit în mentalitatea și a cercetătorilor, dar și a oamenilor de rând, fiindcă lumea s-a raportat la o descoperire, două importante, importante pentru, eu știu, din problema mentalității, nu știu cât de importante pentru arheologi, pentru că noi trebuie, deci cum să vă spun, noi trebuie prima dată să vedem baza civilizației care o cercetăm, ca mai apoi să vedem fructul care se naște, nu mental. Da. Ori Tărtăria este quasi necunoscut ca sit. Noi am săpat între 2014 și 2016, de exemplu, am săpat aproape 200 și vreo 40 de metri din sit pe 6 metri, pentru că s-a făcut pe 6 metri lățime și adâncimea variabilă. Cele mai adânci locuri sunt undeva la în jur de 5 metri, dar pentru că s-a lărgit un pic calea ferată și s-a avut o săpătură de aceasta preventivă, deci să vedem ce și cum este. Și am rămas uimiți, toți, că, de exemplu, noi credeam că situl este pe acel delușor, care are o dimensiune 300 pe 200, eu știu, de metri în total. Și când colo, în anumite perioade, spre nord și spre sud, situl are aproape 5 km, să zicem, lungime, lățime, nu știm cum zic, că nu știm către deal și către... Deci este un sit, și toate siturile preistorice sunt foarte mari, dar noi săpând cu metodele vechi, puțin, neavând bani, neavând resurse, etc., da? S-au făcut concluzii ca atare, adică pe suprafețele. Așa este și cu turdașul, nu, care spuneați dumneavoastră. Noi am constatat în săpătura, când am lucrat pe autostradă, că situl a fost tăiat de autostradă pe 1,4 km lungime. Și după aceea... Situl avea 1,5 km lungime tăiat de autostradă. Pe partea autostrăzii, dar el se pare că este rupt de Mureș. Nu știm cât. Da. Topografia ne arată că el a mers, dar e rupt. Că noi credeam că este până în dreptul șoselei DN7 sau ce, așa. E, când colo acum aflăm, că am făcut săpături de salvare, că e până la pădure, deci încă 300 de metri în sus, până la marginea pădurii, unde noi nu știu, nu, nimeni nu credea că este sit acolo. Dar uite că... Da. Deci e un sit uriaș, în fine. Înainte de a dezvolta și partea cu Turdaș, m-aș mai întoarce la Tărtăria, că atunci când v-am întrebat de descoperiri, nu vreau să faceți, să enumerați toate descoperirile, ci ce este mai important, ce face diferența. Știu că acolo s-a descoperit cel puțin o mască neolitică foarte veche, care... Nu, e o confuzie. Nu. Da, nu este... Nu la Tărtăria, nu. Este zona Turdaș. Nici Turdaș. Nici Turdaș. Deci cea mai veche mască, de fapt, din Europa, cel puțin, este de stela Cristian, lângă Sibiu, Cristian 1 se numește situl. Am și scos o carte, Viața trăită sub zei, și acolo a fost descoperită masca în sine. Iar o statuetă care are și mască și vas și așa mai departe, am publicat-o oricum prin anii 80, așa, și este găsită la Liubcova, punctul Ornița, în clisura Dunării, chiar pe malul lacului Porțefier 1, în fine, dar în zona și localității Liubcova. Și cu ce culturi au legătură aceste descoperiri? Păi, cea care vă spunea la Cristian, cu cultura numită noi Starcevo-Criș, care e cea mai veche cultură neolitică din această zonă, așa, și, iar cea de la... Liubcova, punctul Ornița, ar putea fi contemporană cu Turdașul în sine. Da.
Și spuneați că acolo este o statuetă care are o mască în mână. Da, are o mască precum ce în teatru grec. O are pe umăr pusă masca. Da. Ce am putea, presupune? Că o folosea la ce? Nu presupunem nimic, ci doar că are o mască în mână. Da? Și că are un vas de libație în mâna dreaptă și că există procedeul mascării. Pentru că mascarea schimbă identitatea. Da? Deci era o mască ritualică folosită la un ritual. Ce rost avea să... Da. Da. Și e clar că țineam poziția pe umăr ca mai apoi să vină schimbarea. E, din păcate capul statuetei este rupt și am impresia că este rupt intenționat, ritualic, da, de asemenea. Da, intenționat, da. Ea e întreagă, dar e rupt capul. Și are un orificiu prin gât în care clar se prindea capul. Deci mai, cine știe ce făceau, dar arată clar că iată, teatru grec nu s-a născut din neant, ci din nou dintr-o... Și este încă un element care ne obligă să ne schimbăm percepția asupra așa numitei epoci de piatră, pentru că în mintea omului obișnuit, epoca de piatră înseamnă oameni, da, reduși mental în care dau rând, cu piatra... trebuie să vă contrazic că nu este epoca de piatră, ci este epoca pietrei, pentru că se folosesc unelte din piatră, da. Nu-i de piatră. Da. E, mă rog, e mult o mai sintagmă, complexă, da, decât, da, da, așa. Iar complexitatea lumii perioadei, epoca pietrei, de fapt, șlefuite, nu, este neoliticul. Vreau să vă spun că odată cu neoliticul se naște civilizația actuală, pentru că actuala civilizație se naște agricultură, meșteșugurile sunt aceleași, tipul de locuințe, familia, se pare că încă din neolitic începe să se strângă, nu se mai diversifică. Probabil dacă am avea șansa să facem o călătorie în timp, să ajungem într-un sat neolitic de acum 7000 de ani, oamenii de acolo nu ni s-ar părea mult mai puțin inteligent decât noi. Nici gând. Acum dacă ar fi să fac o glumă, v-aș spune că ce e ciudat este că ei din Orient vin și vin scurt și gata educați. Deci ei vin peste vânătorii și pescarii de aici, așa numiți mezolitici, și instaurează, sigur, în sute de ani, noul stil de viață. La început punctiform și mai apoi, în vremea neoliticului vechi, de exemplu, aici era ceea ce azi numim Occidentul față de Europa actuală, adică zona cea mai dezvoltată a Europei era aici. În către Anglia, la sfârșitul eneoliticului de aici, la începutul eneoliticului de aici, apare, de fapt, civilizația aceasta agricultură. Până atunci, și a crescătorilor de animale, și etc. Până atunci erau vânători, alergau pe acolo, eu știu, în fine, sigur, civilizații rotunde, bune de studiat, dar nu atât de înalte precum cea neolitică. Tocmai de aceea există această fascinație pe care o au anumiți oameni de știință străini și aici mă refer și la Harald Harman, germanul care studiază limbile vechi, dar și alții care vorbesc despre așa numita cultură danubiană, care probabil înglobează și cultura Starcevo-Criș și Turdaș Vincea și altele, care sunt oarecum, s-au dezvoltat în epoci apropiate, pentru că e foarte interesant să descoperim astăzi o serie de cercetători străini care vin fascinați către această zonă și, până la urmă, confirmă ce spuneați dumneavoastră, că în acea vreme, în acea perioadă de neolitic, această zonă era cea mai dezvoltată din mai multe puncte de vedere în raport cu restul Europei. Păi nu poți raporta la restul Europei, v-am spus, aia sunt vânători și pescari, cu totul altceva. Da. Da? Și încetul cu încetul, din această zonă unde se creează prima colonizare, în fine, neolitică, neoliticul metru cu metru se întinde spre Occident. Încolo, și da. Sintagma folosită de Maria Gimbut asta la un moment dat, și anume că zona asta este cum să zic eu, matca vechii Europe, se confirmă? Adică considerați că este exagerată sau sau vatra vechii Europe, așa o numește? Acum, ce să zic eu? Dacă s-ar repeta culturile din restul Europei așa cum sunt cele de aici, aș spune asta, dar nu se repetă. Deci este un nucleu de unde pornesc
și se dezvoltă elementele particular, și se dezvoltă particular. Diverse populații care mai vin. Care, da, e logic până la urmă, că dacă ne uităm și la istoria noastră, din Evul Mediu până acum sunt multe mutații sociale și de alte și vor natură. Mai fi. Și vor mai fi. Ne oprim pentru o scurtă pauză publicitară și revenim imediat pentru a vorbi despre acel oraș extraordinar din Neolitic, de la Turdaș, foarte mare și foarte interesant. Rămâneți aproape! Am revenit și continuăm discuția cu domnul profesor universitar doctor Sabin Adrian Luca, directorul Muzeului Brukenthal din Sibiu. Facem o călătorie în Neoliticul de pe teritoriul României și, așa cum ați văzut și în prima parte a emisiunii, sunt lucruri deosebit de interesante. Acum părăsim cel puțin pentru moment Tărtăria și ne îndreptăm spre Turdaș, unde un oraș neolitic, foarte mare, așteaptă încă să fie descoperit, deoarece dimensiunea lui este, am putea spune, uriașă pentru acea vreme, sau cel puțin pentru ce ne reprezentăm noi, ca fiind o așezare umană acum 7000 de ani, să spunem, și cu certitudine sunt foarte multe lucruri de descoperit. Dați-ne mai multe detalii despre acest oraș neolitic. Da. Dacă Tărtăria din punct de vedere cronologic reflectă, să zicem, câteva sute bune de ani de istorie, poate chiar bine pentru aproape tot neoliticul, deci acolo e vorba de peste 1000 de ani buni. La Turdaș lucrurile sunt din acest punct de vedere mult mai simple, dar se pun mai multe semne de întrebare. Pentru că Turdașul e, după datele carbon, cultura în sine acolo, orașul în sine, evoluează cam 250 de ani și după aceea mai e o perioadă, după o mică pauză în care vine o altă cultură, cultura Petrești, în fine, și se dezvoltă un timp scurt iarăși. Și mai apoi vin tot așa câte una, câte alta. Orașul în sine are cam 250 de ani de existență. Marea problemă însă este că în Europa, cel puțin, nu mai există astfel de orașe. De ce? Astfel de comunități. Hai. Deci în acea vreme ar putea să considerăm cel mai vechi acest oraș din Neolitic din Europa? Nu știu cel mai vechi. Considerăm că e un oraș atât. Restul nu dar știm. În rest nu prea știm să fie existat, păi, ceva, da, similar. Da, dar nu, nici nu putem ști, pentru că nu s-au săpat zeci de hectare, fiindcă n-au fost bani. Noi am avut șansa, da, autostrăzilor, CFR-ului, etc., care au finanțat ani de zile săpăturile, săpături, cum să vă spun, în care am lucrat cu 300 de muncitori pe zi, da, în care am lucrat cu 15 arheologi pe zi, în care am lucrat cu utilaje, cu etc., adică campanii într-un an de 7-8 luni. Asta s-au descoperit atunci când s-a făcut autostrada. Deci pe ductul autostrăzii, ca să poată construi autostrada, noi am făcut salvare. Am salvat toate vestigiile, am prelevat toate materialele și atunci s-a obținut de la Comisia Națională de Arheologie descărcarea arheologică a zonei și s-a putut face autostrada. Altfel, și mai apoi sunt porțiuni dintr-o cale ferată acolo, sunt alte multe alte lucrări care toate s-au înădit dintr-un motiv. Acum e vorba și de conștiință. Eu ca arheolog, sincer, chiar dacă descoperirile sunt așa cum sunt, dacă puteam mutam ductul autostrada, ca să nu, mai bine în alte epoci altcineva săpa. Dar nu s-a putut și atunci mai ales că lumea oricum în România a fost foarte inflamată în acea perioadă pentru că au văzut ce descoperiri sunt acolo, da, și faptul că după aceea s-a acoperit totul cu beton. Păi s-a acoperit pentru că nu mai aveai ce descoperi, da, noi am golit tot. Locul. Am golit tot, deci da. nu au mai existat. Vestigiile le-am dus în laboratoare, le-am prelucrat, doar spălatul materialului de la Turdaș din prima campanie a durat 4 ani și jumătate. Deci dar sunt sute zilnic de saci de... Oh, sunt tone, sunt... Și apoi au trecut prin laboratoarele de restaurare. Și unde sunt acum? La în ce muzee? Se lucrează, pe ele vor ajunge toate la Muzeul din Deva, pentru da, că Turdașul se află în... Dar noi le-am curățat, s-au făcut statistici, s-au făcut
restaurare, multe piese sunt restaurate, s-au făcut analize, s-au făcut, cum să vă spun, numai eșantioanele de probe carbon 14 sunt 500 de prelevări, din care până acum s-au analizat 10 pentru că, în fine, costă și na, lucru, dar ele există acolo prelevate și oricând, peste 100 de ani, pot să fie cercetate. Deci, cum să vă spun, s-a lucrat la un nivel foarte, foarte, să zicem, serios. Ei bine, ceea ce vă pot povesti acum este că sunt cam 4 orizonturi de arhitectură succesive. Situ se organizează și reorganizează, dar cam pe aceeași amplitudine și, de exemplu, doar înconjurarea, am prins în câteva locuri partea exterioară, deci cu înconjurarea sitului cu elemente de fortificație, până la 11 palisade, deci ziduri din trunchiuri de lemn, nu? Cel puțin prin 4 locuri este străpuns cu porți, porți care traversează cele 11 palisade și se creează o chestiune geometrică, ca în orice oraș medieval, de mai apoi, sau cam alte orașe. Pe ce suprafață estimați? Eu v-am spus, un kilometru 400 are tăietura transversală. În rest, v-am mai spus, nu putem spune pentru simplu motiv că mare parte din site e distrus de Mureș. Și nu avem să știm cât a mâncat Mureșul din el. După cum arată acum fortificația, după opinia mea, din sit s-a mai păstrat maxim 50%. E, dar acest 50% este către 50 de hectare cel păstrat. Da. Deci, nu, deci minim 100 de hectare a avut situ. Deci e ceva imens. Deci gândiți-vă, 11 palisade cu șanțuri, cu turnuri. Am găsit turnurile clare, adică elementele de substrucție a turnurilor din zona intrărilor. Am găsit drumuri ca în Evul Mediu, drumuri de rond. Deci e clar că se susțineau cu șiruri de par niște lucruri în spatele palisadelor. Deci cum să vă zic? După structurile pe care le-ați găsit, ce a mai rămas? Se poate face o evaluare a înălțimii gardurilor sau a turnurilor? Nu, nu există nicio șansă. N-ai cum. Dar după cum arată parii în sine, stâlpii de fapt, pădurea, că e o pădure de-a dreptul. Deci aveau minim 4-5 metri înălțime față. În pământ i-am prins până pe la 1,5 metri, maxim 2 adâncimi, deci băgați. Ori asta înseamnă că erau foarte mari, pentru că n-avea rost să-i bagi atât de adânc ca să faci un metru de gard. Da. Deci nu, doar că, vedeți, ei au lucrat cu lemn, lemnul, în fine, putrezește, nu, și vezi urmele și atunci trebuie să judeci și geometric, nu numai matematic, să iar zicem. Iar printre nenumăratele lucruri care au fost descoperite și care aparțin acestei culturi, Turdaș, aici, în această zonă, s-au găsit și obiecte neobișnuite, obiecte mai speciale? Păi Turdașul în sine este o cultură neobișnuită, fiindcă în Turdaș se creează, de exemplu, o plastică, un lut, deosebită față de restul plasticii din... Deci pare a fi un oraș sacru, eu așa îi zic, chiar dacă se poate râde că afirm lucrul acesta, pentru că am găsit, de exemplu, într-o zonă între palisade, vreo 40 de cuptoare dreptunghiulare. Niciunul nu există în Neoliticul românesc. Toate clar s-a ars mult în ele pentru că au foarte gros stratul de pământ ars, roșu, etc. Și niciunul nu s-a găsit nimic. Dar într-un astfel de cuptor nu poți să arzi vase. De ce? Pentru că lățimea lui e de 30 de centimetri, 40. Deci n-ai cum să bagi. Și e lung. Și atunci poți să speculezi că acolo se făcea plastica pentru o zonă de 102 de kilometri în jur. Sau și pe baza acestea se făcea schimbul. Pentru că în interiorul așezării, cel puțin în faza a treia și a patra, există cartiere. A treia și a patra de arhitectură. Pentru că le-am găsit înconjurate cu palisade, în dreptunghiuri ca în romantică. Și cu locuințe care au etaj.
pentru că am găsit modul de prăbușire. Deci cum... erau delimitate? Da, erau grupuri de clădiri delimitate în interiorul sitului, dar în spatele palisadelor și, da, deci nu în zona, în zona palisadelor, doar se făcea foc. Vă dați seama de ce? Adică foc în acele cuptoare. De ce? Păi nu puteai lua, nu putea lua nimic, foc erau doar zidurile din lemn și eu știu, da? Și mult mai ușor controlai dacă făceai focurile acelea în interiorul așezării în sine, riscai să le dai foc. Da. Cum să vă zic, și tot felul de lucruri care, mii de obiecte s-au scos, mii de unelte, cum să vă zic, e incredibil materialul, e incredibil. Dar reflectă, culmea, această cultură care este dezvoltată doar pe o rază de 150 de kilometri în jur și atât. Și deocamdată nu putem spune nici cum a apărut clar, ci a apărut dintr-o dată. Într-o lume care evolua după repere cunoscute. Cam când ar putea vedea publicul aceste artefacte expuse în muzee? Când ar putea să vadă o carte care se cuprinde? Artefactele sunt expuse deja turdășene, pentru că situl de la Turdaș a fost prima dată săpat la 1875 de baroneasa Sofia Turdaș. Pe aceleași. V-am spus, sunt incredibile. Deci sunt incredibile, dar nu sunt noutăți? Nu, adică... sunt incredibili de, hai să zicem, anoști. Adică se repetă. Deci totul e acolo este tot o repetiție. Nu, toată simbolistica. E foarte multă simbolistică. Pe funduri de vase, pe pereți de vase, pe, dar toate se conjugă în zona Turdașului. Deci clar că e un sit sacru. Acolo se dezvoltă ceva. Ce, în fine, e mai greu să... zicem noi acum, dar se dezvoltă ceva unic. Da? E bine, și cu publicatul, v-am spus că nu m-a spălat, ceramici a durat 4 ani și jumătate. Prelucrarea tuturor eșantioanelor în colectiv sunt vreo 20 de doctori în științe care lucrează. Și lucrează deja din 2011 încoace. Am propus Academiei să sprijine măcar teoretic și ideatic publicarea care va avea, după opinia mea, 10 volume. Volumul 1 este scris deja. Volumul 8 este 80% scris. La volumele 3, 4, 5 și 6 avem deja parte teoretică de peste 1000 și ceva de pagini scrise și se lucrează în continuare. Dar e o muncă totuși, hai să zicem, matusalemică, e foarte mare. Eu cred că între 6 și 8 ani vom da drumul la cele 10 volume care vor fi monografia acestei cercetării, da. Dar între timp, în 2003, am mai publicat o carte cu săpăturile vechi ale mele de la Turdaș. Deci e publicată, sunt sute de articole publicate, sunt discuții, sunt tot felul de lucruri, nu e o problemă. Totuși, ținând cont că șantierul de la Tărtăria este atât de important, iată, concluziile pe care le aveți dumneavoastră după ani de cercetare aici arată că este un șantier de o maximă importanță. Cum se face că, spre exemplu, în acest an, Comisia de Arheologie din cadrul Ministerului Culturii nu a dat bani pentru acest șantier? Păi, în acest an, Comisia de Arheologie, așa, a repetat ceea ce a făcut și acum 2 ani. Nici atunci n-a dat bani. Și la Turdaș se finanțează? La Turdaș n-am cerut, pentru că acolo nu avem săpătură sistematică, în primul rând, și în al doilea rând, cantitatea materialului e atât de scos deja, e atât de mare, încât e efectiv păcat să mai tot scoatem material și nu avem timp să publicăm. Și atunci am zis, stopăm la acest, noi avem deja vreo 20 de hectare cercetate, e oricum cea mai mare cercetare din istoria României și ce rost mai are să... Adică nu ne credem nemuritori. Măcar trebuie să valorificați pe astea. Valorificăm astea și lăsăm tot materialul documentar la dispoziție, ridicările Stereo 70, de oricine se poate raporta și mergem mai departe cu cercetarea. Că, în fine, că, nu trăim 1000 de ani să reușim. Sau. Dar la Tărtăria, v-am zis, am început acele 11 suprafețe care vreau să le termin până la pensie, că în România știți cum e.
cercetătorul când are 65 de ani poate să se ducă la cimitir. Deci nu, mai gata, trebuie dat afară din viață, nu trebuie, dat. Nu, nu contează, nu de valoare e vorba. Nu contează că unii mai pot lucra și vedeți, lucrează până la 90 de ani, liniștiți, fac știință. Până... Da. Nu, la noi pensionare și du-te afară. Pentru că să vină alții, sunt prea mulți alții care vor să vină, în fine, sau eu știu, acum am vorbit și eu urât, dar e o atitudine ciudată. Păi dar, și mie mi s-a părut așa absolut straniu să aflu de la alți arheologi care am vorbit că, spre exemplu, anul trecut, în toată regiunea Moldovei, niciun obiectiv arheologic n-a primit finanțare. În schimb, în Dobrogea au fost peste 10 finanțări. E și multe pe obiective romane, grecești, sigur că ele sunt mai ofertante așa, din punct de vedere al artefactelor, că e lumea greacă, e lumea romană, dar știți ce îmi pune problema? Cine vrea să viziteze situri arheologice romane se duce în Italia. Cine vrea situri grecești se duce în Grecia. În România ar veni ca să vadă Sarmizegetusa Regia pusă la punct și ca lumea pentru public ar veni să vadă tărtăria, cultura cucuteni, adică avem niște lucruri extraordinare care ar putea să fie ca un magnet pentru turiști dacă ar fi bine prezentate și bine valorificate. În fine, acum să știți că depărtarea dintre între cercetarea științifică și viziunea politică, depărtarea este uriașă. Ori la tărtăria spuneți că da, e al treilea an în care nu primim fonduri de la stat, de la Ministerul Culturii, dar ne sprijină Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, ne sprijină, Consiliul Județean Alba, prin muzeul, deci colaborăm, pentru că materialul de la tărtăria, după prelucrarea sa științifică, este dat muzeului din Alba și acolo vom face, anul viitor sper să facem la Gdansk o mare expoziție cu cercetările acestea de la tărtăria. Pentru că în România nu găsim finanțarea. Polonezii finanțează tot. Deci cum să vă spun? Dar ceea ce este ciudat, și o spun, pentru că asta e viața, este faptul că la 500, deci situl de la tărtărie am reușit, de 10 ani umblăm, și statul român a reușit, Consiliul Județean Alba, să cumpere situl. Deci noi suntem în curs de a realiza rezervația arheologică, de a-l proteja, în fine, cu gard, cu pază, cu una alta, și de a începe să construim muzeul acolo. Eu vreau să construim muzeul la... Ați văzut, e și un monument la șosea care arată că există situl, tăblițele, etc. Dar ceea ce... Bine, mie mi se pare ciudat pentru că e chiar ciudat. La 500 de metri e un sit descoperit cândva pe autostradă și acel sit e finanțat să se sape. Deși nu este important. Nu putem spune că... Nu, nici gând, sunt colegii mei, nu pot eu zice că nu este important. Dar situl de la tărtăria este important, în rest nu pot să spun altceva. Nu, în sensul că nu are importanța sitului... N-are legenda. N-are legenda, n-are... Da? Da. Și nu are... Despre situl de la tărtăria s-au publicat zeci de cărți. Cel care îl sap eu. Da. Da? Și eu am publicat, deja. Da. Și mai am câteva în lucru. Și noi, în fine, da. Este un mod de a cuantifica calitatea. Nu știu care sunt criteriile, însă. Dar, cum să vă spun, noi trebuie să ne vedem de treabă și să găsim mijloacele ca să ducem mai departe ceea ce profesorii noștri ne-au condamnat să ducem mai departe. Și în cazul tărtăria m-a condamnat atât Nicolae Vlasa, fie iertat, cât și profesorul Azarovici de la Cluj, cel care m-a educat în ceea ce privește arheologia, și profesorul Iuliu Paul, care primul rector al Universității din Alba Iulia, cu care am fost primului doctor în științe. Deci e triplă impunerea și eu trebuie să-mi văd de treabă și să cresc echipele și să las moștenirea altora care vor continua cercetarea. Și ce faceți bine? Sper. Acum, știți, cu cât sunt mai multe gânduri, cu atâta e mai diversificată, nu opinia. Așa că... Da.
Eu mă întreb, într-o Românie în care s-a furat la greu de 27 de ani aproape orice și în orice domeniu, dacă e chiar așa un mare efort pentru statul român să aloce 5 milioane de euro în fiecare an pentru cercetarea arheologică și încă 5 pentru valorificarea ei, venit direct de la Ministerul Culturii. Nu este o sumă mare, este o sumă de bun simț pentru ce există în România, ba chiar e puțin pentru ceea ce avem noi aici. Acum, ceea ce vă pot eu spune este faptul că nu atât suma e importantă, ci este important modul în care aceste, eu știu, fonduri se alocă, în primul rând, și în al doilea rând este importantă, eu știu, echipa, dar nu numai echipa, ci și ce urmărești. Fiindcă interesele sunt enorm de multe, istoria este enorm de largă și de lungă, ca timp, ca și, eu știu, calitatea siturilor, ca și, adică sunt foarte... Noi știm, dacă știm 0,1% din ceea ce e sub pământ, știm foarte mult. Deci problematica nu cred că se pune în felul acesta. Problematica se pune într-o, cum să vă spun, atitudine competitivă adecvată, adică să fie o competiție deschisă, da? Și un sit care are o moștenire să-și o poată da mai departe, pentru că s-au început zeci de mii de situri să fie cercetate. Dar doar 20-30 sunt cele care în continuare se caută să fie cercetate, da. Bine, sigur, în Dobrogea, unele, în Ardeal, altele, în, eu știu unde, dar în Oltenia, oriunde, în Banat, dar totuși trebuie să avem îngăduința nu atât de a urmări modul în care anumiți oameni se dezvoltă, cât ce situri cercetează, da. E complicat, dar asta ține de morală și astăzi dumneavoastră spuneați că sunt atâtea opinii încât morala devine un apendic, nu neapărat un lucru. Dar să știți că noi toți, eu nu sunt nici deasupra, nici de subtul, sper să nu fiu de subtul, deasupra sigur nu sunt la... Toți noi, toți am fost educați de profesorii noștri și eu mă duc studenții și în fine... doctorii care, sau eu știu ce am acum, îi educăm să fie perseverenți și să meargă, să-și aleagă un domeniu și pe ăla să meargă până la moarte cu cercetarea, în fine, respectând ceea ce au învățat. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați împărtășit. Vă dorim multe alte realizări și multe cărți de acum înainte, să aveți energia și sănătatea ca să le puteți duce pe toate la capăt. Vă rog, nu-mi doriți rău, că... Mulțumesc, da. Numai bine. Ne vedem pe și o săptămână. Mulțumesc.